Bună, prieteni! Azi vom pune în discuție unul din principalele circuite pe partea de electronică și anume regulatoarele de tensiune sau așa numitele stabilizatoare. Se știe de fapt că funcționarea circuitelor și aparatelor electronice necesită pentru alimentarea sursă de tensiune continuă. Însă ce se întâmplă atunci când tensiunea continuă de la intrarea unui circuit variază în anumite limite? Atunci, cu siguranță, dispozitivul sau chiar respectivul circuit se va defecta sau se va distruge. În vederea optimizării unui circuit care va menține o tensiune constantă, vom utiliza stabilizatoarele. Acestea implică, de fapt, niște circuite care au rolul de bază de a obține o tensiune continuă, indiferent de tensiunea aplicată la intrare. Adică indiferent de tipul de sursă de energie folosită, consumatorul trebuie alimentat cu o tensiune și un curent de o anumită mărime. Iar această mărime trebuie să fie menținută în limitele determinate de parametrii de funcționare al circuitului sau dispozitivului respectiv. În continuare vom pune în discuție stabilizatoarele de tensiune cu diode Zener. În primul rând, ce reprezintă sau ce este de fapt o diodă Zener? Această diodă de fapt a fost proiectată cu scopul de funcționare la polarizare inversă. În conducție directă, dioda Zener se comportă asemenea unui redresor de tip standard, adică redresează alternanța negativă a unui semnal alternativ AC. La polarizare inversă, aceste diode nu conduc curentul decât peste o anumită valoare a tensiunii de alimentare, valoare cunoscută și sub denumirea de tensiune Zener. După atingerea acestei valori, dioda Zener ar putea să conducă un curent substanțial, dar va limita de fapt căderea de tensiune la bornele sale la acea tensiune. Pentru a nu ajunge la asemenea probleme, în catalogele tehnice sau așa numitele datasheet-uri, putem întâlni valorile specifice curentului Zener, maxim de străpungere și respectiv puterea disipată sub formă de căldură. În acest circuit avem o rezistență, o diodă Zener polarizată invers și o sarcină. Rezistența prin diodă are rolul de a se opune curentului electric și de a minimiza trecerea curentului prin diodă. Acest circuit are rolul să compenseze de fapt anumite variații a semnalului de la intrare pentru a obține la ieșire o tensiune constantă. Putem observa că tensiunea breakdown voltage sau tensiunea de polarizare inversă a diodei Zener este de 5,6 V. Înseamnă că tensiunea care cade pe rezistență sau pe această sarcină trebuie să fie limitată sau este de fapt limitată la tensiunea invers polarizată Zener a diodei respective. Eventual, pentru ca stabilizatorul nostru parametric să funcționeze corect, este necesar ca curentul IZ sau curentul care trece prin diodă să fie la limita între curentul minim și curentul maxim. În cazul în care curentul prin diodă trece valoarea maximă specificată în datasheet sau în catalogul tehnic, atunci putem spune cu siguranță că dioda se va defecta.
Primul circuit este chiar foarte util, însă principalul său dezavantaj ar fi stabilizarea unor curenți de valori mici, 10 de miliamperi. Însă ce facem în cazul în care circuitul nostru cere la ieșire un curent de ordinul sutelor de miliamperi? În acest caz vom utiliza un tranzistor TBG, cunoscut ca și bipolar tranzistor. Principala sa funcție este ca amplificator în curent. Se știe de fapt că tranzistoarele de acest tip funcționează liniar în regiunea activă normală. Adică când tensiunea bază emitor este polarizată direct și bază colector polarizată invers. În această regiune de funcționare a tranzistorului determină un curent constant, indiferent de tensiunea aplicată în baza acestuia. Știind că tranzistorul bipolar determină și un factor de amplificare cunoscut beta, anume curentul de colector este un produs dintre factorul de amplificare și curentul de bază. Acest factor de câștig în curent va avea rolul de a amplifica curentul de la ieșirea diodei Zener prin baza tranzistorului, astfel încât la ieșire vom obține un curent de colector amplificat. Sper, prieteni, că v-a fost de ajutor ceea ce am prezentat și câtuși v-ați făcut o părere despre funcționarea acestor tipuri de circuit. Dacă v-a plăcut și mai doriți noi clipuri, dați un like, share și un subscribe. Eu am fost Andrei și salut până data viitoare!